Cătina este un arbust spinos originar din Europa și Asia, cunoscut pentru fructele sale mici de culoare portocalie, care sunt extrem de bogate în nutrienți. Fructele sale sunt apreciate pentru conținutul ridicat de vitamine, dar și de antioxidanți. Cătina se consideră a fi un aliment minune. Arborele are proprietăți medicinale, motiv pentru care mulți oameni folosesc cătina fie ca atare, fie sub formă de suplimente alimentare. Sub formă de suplimente, extractul de cătină conține diversi acizi grași esențiali și antioxidanți. Boabele de cătină sunt printre cele mai apreciate fructe de toamnă. Se coc de obicei în lunile de toamnă, în special în perioada septembrie-octombrie, când sunt recoltate la maturitate maximă. Pe scurt, boabele de cătină sunt benefice pentru sănătatea ta, iar arbustul este unul bun de avut în jur, mai ales dacă locuiești la curte. Utilizarea suplimentelor ar trebui personalizată și verificată de un medic, un nutriționist, farmacist sau specialist. Niciun supliment nu este destinat să trateze, să vindece sau să prevină vreo boală. Care sunt beneficiile boabelor de cătină? Eczemă. Studiile mai vechi sugerează că suplimentele orale de cătină pot ajuta la tratarea dermatitei atopice. Vindecarea rănilor. Conform unor studii, cătina poate promova vindecarea rănilor atunci când este aplicată local. Uleiurile de cătină par să susțină acest proces. Glicemia. Un studiu pe oameni din anul 2021 din China a constatat că consumul unui piure din fructe de cătină timp de 5 săptămâni a dus la o scădere ușoară a glicemiei. Cancer. Un studiu scurt sugerează că antioxidanții și componentele antiinflamatorii din cătină ar putea avea proprietăți anticancerigene, dar cercetările până acum au fost efectuate pe animale sau in vitro. Îngrijirea pielii și cosmetice. O recenzie din anul 2017 a raportat diverse utilizări ale cătinei pentru piele. Inflamație. Studiile au explorat beneficiile potențiale ale cătinei în tratarea inflamațiilor. Sănătatea cardiovasculară. Cătina ar putea avea beneficii în tratarea tensiunii arteriale ridicate și a colesterolului. Relatează știrile ProTV.ro.